seara, dragi prieteni, într-un an nou vă salutăm din casă nouă. Serile perfecte ne vor fi și mai calde aici, în studioul nostru, care în mica noastră pauză s-a schimbat la față. Ce nu se schimbă însă este faptul că seară de seară vom fi împreună până la ora 7 cu cei mai interesanți invitați, reportaje de la evenimentele pe care vrei să le vezi și despre tot ce se întâmplă în lumea mondenă. Și nu doar, tot noi îți aducem cele mai noi sfaturi din frumusețe, sănătate și artă. Așadar, pornim împreună într-un 2022 plin de emoții noi. Prima mea invitată din acest an este cu siguranță o apariție pe care o așteptați. Îndrăgită, apreciată, iubită și talentată. Să o întâmpinăm pe Adriana Ochișanu. Adriana, draga mea, bună seara, bine ai venit! Wow. Îți place la noi? Foarte frumos, te pup, draga mea! Mă bucur și eu să te văd, așa ne pupăm ca în pandemie. Seara și la mulți ani! Mulțumim tare mult! Și în casa voastră nouă să fie într-un ceas bun, să aveți invitați frumoși și cu suflet bun și să vă meargă din plin și emisiuni cât mai frumoase. Să dea Dumnezeu să ne meargă tuturor bine, Doamne, și ajută. Pentru ca să avem spor, să începem cu muzică. Așa, să mergem cu muzică, să o invităm pe Adriana. Cea mai nouă melodie realizată cu Orchestra Fraților Radvahov și vă dedic cu tot dragul meu. Așa, te rog, pe scena noastră. Mersi. Vreme bun găsit, lumii ascult dragă-ți cât am venit și eu de zor, ca să știu de ajutor, că iau glasul din el drept. Oamenii în cor leg, iau glasul meu-i slobozit, voi cânta și-o-i chiuie-mă. Hai, unde struna ascuțit, și adunarea l-a morțit, acolo-i loc de mine, să vă leg în corechine, acolo-i loc de mine, mă. Așa libind din hac, și când la lume cu drag, omul bun cu bun să ține, să jucăm cum se cuvine, omul bun cu bun să leagă, ca să știe viața dragă. Hai, unde-i struna ascuțită, și adunarea amorțită, acolo-i loc de mine, să vă leg în corechine, acolo-i loc de mine, mă, da, să vă leg în corechine. Le-am descârșit, le-am iubit, m-am potolit și din tot ce-am apucat, tot ceva am învățat. Haide, omul e frumos și-o-n fi lumii din folos, că viața nu are preț, asta-ți lumii vreți, nu vreți, măi! Hai, unde-i struna ascuțită și adunarea amorțită, acolo-i loc de mine, să vă leg în corechine, acolo-i loc de mine, măi! Nimeni n-a divus sau rău, nu trăiește locul meu, nimeni n-a divus.
fi bun sau rău, măi, dar nu trăiești în loc cu eu, măi. Așa, te-am ascultat cu drag și te invit acum să iei loc pe noua noastră caranțea. Să-mi zici cum te mamă, simți. Mamă, ce bine. Dar foarte comod. Eu încă nu știu, știi cum e, să stau. E foarte comodă, e foarte. Mă obișnuiesc și eu și invitații mei. Asta vom face. Ți-am ascultat cu atenție piesa și așa cum, cu învățăminte. Da, dar să știi că fiecare poate să se regăsească în textul acestei melodii, care îi aparține cu mătrii mele și bunei mele prietene, Marina Moroznic Adam, care s-a mutat cu traiul în America și când mai am nevoie de niște idei, i-am dă de fiecare dată idei și chiar mi le pune acolo pe foaie, chiar ideile mele sau ale ei. E un text absolut minunat și sunt sigură că te-ai regăsit sigur, și tu. Fiecare dintre noi, da, normal. Fiecare are parte de critici, de cei care mai scot o vorbă, care din mai bine cu sau mi rău, nimeni nu trăiește în locul meu sau al tău, așa că asta cum, e. Mie mi-a plăcut versul ăla cu nu surâtă. Dacă eram o urâtă, nu aveau pe mine și udă, așa le vindihac și când la lume cu drag, na, ce să facem? Că, ca și în orice domeniu, ca și în domeniul tău, păi, este boala asta, invidia, măi, nu știu. M-a ferit Dumnezeu de această boală, dar să știi că oamenii ăștia care au această boală sunt oameni foarte nefericiți. Da, sărmanii de ei, că nefericirea e a lor, de fapt, așa, nu e a noastră. Că, mă rog, să ducă grija altcuiva. Da, trebuie să trăiești o mare povară, îți dai seama. Normal, da. Bun, cum a început anul, Adriana? A început extraordinar de bine. După Revelion am lucrat și eu ca toți artiștii, pentru că aproape 2 ani am stat acasă. Am avut ocazia să muncesc și eu de Revelion și de Crăciunul pe nou. Unde ai cântat? În România, la Roman. Și pe 25 decembrie am cântat la Paris pentru moldovenii noștri. Am cântat cu formația mea, cu băieți extraordinari, la invitația unui prieten foarte bun și am cântat de fiecare dată cu mare drag. E un prieten foarte bun, Sergiu Boieșu. Toată lumea îl știe cu Omenașul. Da. Și după Revelion am revenit în forță, mi-am luat familionul și am plecat la odihnă la munte. Da, am văzut și poze de la munte și am văzut-o și pe Mihaela prin poze. Eu nu știu, eu când văd pozele cu Mihaela, pe mine automat mă urâng toată. Ținit atunci când am venit ea prima dată la Voice Studio, avea un an și ceva și v-a devastat studioul. Da, de asta și l-am schimbat. De asta și l-ați schimbat, da. Acum, Mica v-a dat trebuie să o aduci și data asta să vedem ce poate face aici. Ei, sper că nu să se urce pe canapele, că am avut atâtea hate-uri. Se mai cumințește, nu? Să știi că s-a cumințit. Nu mai e Mihaela aia care e mai timid, așa, e mai se maturizează, ne-a căzut un dințișor. Aoleo, a venit zâna măseluță și e pe drum dintele ăla de oțel și alții sunt pe drum și am avut cu ea discuții pe tema asta. Dar chiar s-a cumințit așa peste noapte sau tot năzbătioază, doar că mai puțin? Dar unde ai văzut babă frumoasă și copil cu minte nu există, dar e mai așa, e mai timidă, s-a maturizat. Eu sper data viitoare când venim la voie să nu se urce pe canapele, să ridice, să-ți ridice, să-ți facă coafură ție. Măi, copil ca toți copiii, mă uitam și la Leonica Triboi, a venit cu aia mică. Ce să faci, mă, astea sunt copii. Asta a fost reeditarea Mihaelei. Poți să legi să stea copilul acolo, na, îi mai zici. Așa e, așa Am primit atâtea comentarii foarte și frumoase, dar și urâte. Vai. Na, asta iar este. Iar ajungem aici, știi, cu comentariile. Da, hate-uri, hate-uri. La un copil care abia a împlinit vârsta de 4 ani. Asta mi se pare, știi, cel mai urât ce poate să fie. Adică, hai că te legi de noi, oamenii, știi, în toată firea. Fiecare să-și vadă lungul nasului și să-și vadă de treaba lui și de curtea lui. Asta este părerea mea. Da, când se apucă. Ce nu pot să educe? Ce... Eu știu că vin acum, nu de mult am venit. Vorba și eu acasă. Vorba cântecului. De ți-e bine sau ți-e rău, nu trăiești în locul meu, așa că... Da. Și al meu plângea tot avionul. Încerca să-l liniștească, să-l să distrezi. Copil, n-ai ce copil. Să-i faci, da. Și la fel când am zburat în Paris acum, pe 25, când am avut, la fel, oameni cu copii mici, cu bebeluși, ce să le faci? Le pui perna peste gură, ce să le faci? Sunt copii, trebuie să fim foarte înțelegători și răbdători. Asta este. Și cu noi, da, cineva, nu că s-a chinuit, dar a avut normal, sigur. Nevoie de un pic de răbdare, să zicem așa. Dar la munte cum a fost ea? A fost extraordinar, am fost
într-o zonă foarte pitorească. Dacă în alte locuri de România nu este și nu știu dacă va fi anul ăsta zăpadă, uite acolo chiar am prins zăpadă, a nins atât de frumos. Târgu Jiu, la Rânca am fost, a nins atât de frumos, era o poveste. Am avut parte de ninsoare de 25 când am ajuns, pe 26 când am ajuns acasă la Chișinău. Da, fost... Și pe nou și pe stilul vechi am avut parte de zăpadă. Deci de la tine dorit, iarna n-a trecut, nu trece, dar gata, te-ai bucurat foarte frumos. Ne-am distrat mai mult pentru copii, ne-am dus la munte pentru ei. Dar schiezi, te este dai o sărbătoare. Ce faci la munte? Care a schiat, eu de exemplu nu m-am cumetat să schiez, dai seama să mai vin cu o mână ruptă. Așa e, da. Înainte de spectacolul meu. E cam periculos, știi, pentru artiști. Da, știi că place, e visul meu. E îți visul place meu. Că ai încercat? Vreau sau? Să încerc, îmi place. Îți place să stai sau alții cum zic? Sportul ăsta extrem îmi place. Uite, dacă sormea nu-i prea cu extremul, nu-i place așa săriște cumva. Uite când am fost în Canada, chiar m-am suit împreună cu cumnatul meu, pe un biker, pe o motocicletă, pe un Harley Davidson și m-am dat așa, mi-am pus și casca, nu aveam protecție pe față, așa m-a venit, cred că tot ai praful din Calgary, da, eram toată neagră, da, cu o plăcere și cu un gust așa, o adrenalină, știi? Și mi-aș dori și... place pe muchie de cuțit? Care îmi place? Cel mai... Îmi place, uite, vreau și chiar le spuneam prietenilor mei că chiar îmi doresc să fac niște cursuri cu antrenor, să mă ghideze și să mă învețe cum să schiez, cum corect să fac și toate manevrele. Cred că la anul ăsta gata, nu mai... Anul ăsta e concert și trebuie să păstrăm totul intact. Și vin și eu cu o noutate de 2 ani de zile care o aștept, Doamne, o aștept. Și nu numai eu, dar toată lumea care a procurat bilete și care și-a dorit să ajungă la acest spectacol, dragii mei, vreau să vă anunț că în sfârșit anul ăsta vom realiza acest spectacol și am foarte multe mesaje că dacă am luat biletele sunt valabile, v-am zis că sunt valabile, cei care ați luat bilete pe 18-19 martie, biletele sunt valabile și vă așteptăm cu mare drag la spectacolul Cântecul e viața mea. Vă aștept, dragii mei, 18-19 martie. Să știi că eu mi-aduc extrem de bine aminte momentul în care noi am discutat despre acest concert. Da. Am discutat. Și imediat după aia a venit pandemia. Imediat. Băi, la nici 8 zile rămăseze până la spectacol. Da, că era înainte de ziua ta, noi discutam. Doamne, intens, îți dai seama, emoții, atâtea pregătiri, repetiții. Și uite, așa, pe 11 au inițiat starea de urgență. Da. Și da, ce să facem? Asta este. Nu putem să... Da, e revenit la ideea asta după 2 ani, pentru că deja poți să aduni destul de mult public. Cât e permis acum? Cât veți putea? Noi sperăm să adunăm, să fie sala plină. Știi, sperăm să fie și să ne reluăm, de fapt, viața noastră la normalitate și să dea Dumnezeu să putem să realizăm acest spectacol. Îți dai seama, 2 ani de zile am pregătit surprize în acest spectacol, invitații din România, 100% live spectacolul. Și va avea loc. Schimb ceva? Schimb formatul sau păstrez tot? Invitații? Cred că va fi exact așa cum ni l-am planificat cu 2 ani urmă. Nu vrem să schimbăm nimic și invitații au rămas tot aceiași invitații din România, Viorica și Ioniță de la Clejani și Pepe, care sunt așteptați și, de fapt, Adriana Ochișanu cu Orchestra Fluieraș și bandul Etnorepublic. Așa. Dirijor Marcel Ștefăneț, prietenii mei, care am realizat cu ei și data trecută, când a fost 6 ani urmă, 6 sau 7 ani urmă, primul meu spectacol solo. Am avut și atunci emoții foarte mari și de fiecare dată când... Uite, rămân și fără voce de la emoții. De fiecare dată când îmi pun în gând să fac ceva, am emoții și vreau să-mi iasă bine, pentru că sunt o perfecționistă și vreau lumea să rămână mulțumită. Și
foarte sigur, cu mare drag și bucurie aștept acest eveniment. Având în vedere că sunt convinsă că l-au așteptat și cei care și-au procurat bilete. Dar îți dai seama, toată lumea așteaptă acest eveniment, pentru că în premieră absolută vin la Chișinău clejanii, Viorica și Ioniță. N-am mai fost niciodată. Dar credem că vin pentru tine, fac multe invitații din România, dar oricum tu ești o prezență foarte așteptată. Dar lumea vrea să mă vadă. Și cei care îmi iubesc cântecele, vreau pentru ei să cânt și să le aduc bucurie în suflet. Ține puțin din detalii, din culisele acestui spectacol. Uite, când asistăm la concerte din astea mari, în special muzica pop, muzica ușoară, dacă e concertul cuiva, se dă peste cap omul, schimbă ținute, tot felul. Păi sunt investiții, normal că așa va fi. Voi schimba ținute, pentru că foarte mult contează, mai ales când ești femeie, doamnă. Sigur. Că mai întâi se uită cum ești îmbrăcată și după aia, abia la două, la treia strofă, ascultă cântecul, mai ales femeile stau cu așa să te vadă. Uite ce pantofi, ce pantofi și aia, dar ce toaletă și-a pus. Sunt niște lucruri foarte importante. La un bărbat, dacă succesul atunci când iese în scenă, cred că e 50% ținuta și celelalte atribute, uite, la o doamnă, cred că 90% este imaginea și mai apoi cântecul. Și cât ține concert? Vreo 2 ore, nu? Ei, nu, 3 ore. 3 ore? Da, așa cum a fost și data trecută. Dar știi de ce te întreb? Pentru că mă întreb ce pereche de pantofi, tu tot timpul ai niște pantofi din ăștia pe mine, mă doare doar să te privesc. Bă, toată lumea mă întreabă, tot din colegi, prieteni, băi, cum poți să porți așa? Ce pereche de pantofi te ține pe tine 3 ore? Sau? Ei, mă voi schimba, dacă voi vedea că nu fac față și mă dor picioarele, n-am ce să fac, să mă descalț. Asta e. Asta e, da, mi-aduc aminte. Să mă descalț chiar pe scenă, de ce nu? Cum fac și alte vedete. Asta e. Mai ales că știi cum la Portul Popular o pereche de pincuțe chiar merg bine dacă tare obosești. Știi, pentru mine întotdeauna pantoful este prioritate într-o ținută. O doamnă trebuie să arate bine. Sărâncele noastre n-au mai purtat numai opinci. Femeile și țărâncele noastre au purtat și un papuc cu puțin toc. Eu sunt de părerea că femeia trebuie să arate bine, indiferent. Da. Pantoful trebuie să o... Indiferent dacă e pe scenă sau e undeva prin oraș, frumoasă. Pentru că te-am zărit de câteva ori prin oraș și țin să remarc că de fiecare dată tu ești femeia extrem de îngrijită. Deci tu nu ești din casă așa, pur și simplu, cum te-a luat vântul cu un niciodată, cocă, niciodată. Uite, le zic chiar și celor care ne urmăresc în aceste minute, fetelor, chiar și când duceți gunoiul să ieșiți, plăcute să vă fie vouă atunci când vă uitați în oglindă, mereu să fiți aranjate, nu pentru cineva, pentru... Uite, eu chiar pentru mine îmi fac această plăcere. Dar unii ar putea spune că te consumă tare mult, trebuie să ai grijă, să nu știu ce, să... Pentru mine asta este o plăcere, să mă uit în oglindă și să fiu plăcută mie, să fiu îngrijită și să ieși chiar atunci când duci gunoiul, să nu ieși cu un ciuf, ananasul în cap. Da, cu un ciuf așa, cu pijamaua și cu nu știu ce a dat Dumnezeu, ți-ai trântit acolo peste tine. O femeie trebuie să fie femeie, indiferent. Și în spiritul ăsta încerci să o educi pe Mihaela sau încă nu ajunge la discuții? Mihaela este o modită. Da? Mai ceva ca mama mulții cu 3? Băi, la vârsta de 4 ani, să vezi dacă mai încerc o, mai încerc eu, știi, mai dau niște egheri, de exemplu, altă culoare și nu se... Zici, mami, tu chiar nu vezi că nu se asociază culoarea asta cu hanoracul ăsta care mi l-ai dat? Zic, măi, Miha, măi, tu ești tare de tot, da. Este foarte cochetă și îi place să se aranjeze. Toți pantofii mei, apropo, nu există, cred că, pantof în room dressing-ul meu care n-a fost probat de Mihaela. Toate călțările mele au fost... Ți-a stricat vreo pereche? Ei, normal. Ce să facem, asta e. Și... pantofi, așa să o vezi, pantofi din aia de 12 cm, cu motanul în brațe. Apropo, că voiam să ajung și aici. Cum îl cheamă pe motan? Că am uitat. Lucas. Lucas, zici că e din clonă. Da. Lukashenko, noi spunem. Lukashenko? Lukashenko, da. Mamă. Da. Nu v-a distrus casa sau încă nu? Măi, ce să-ți spun? Uite, acum s-a cumințit. Dar scaunele mele, că nu mai le schimbasem din sufragerii scaunele de la masă, și mi le-a distrus, mi-a scos. Da, mi-a țâncușit. Da. Să spunem popular, nu știu cum.
în român ar fi mai corect, mi-a scos firile de la scaun. Asta este, na, ce să-i faci? Dar s-a potolit, uite, Domnului, s-a maturizat, dar... Draperiile sus în păi până la jumătate, urca și... Ați pus brada nu ăsta de Crăciun? Nu, n-am pus. Am pus un micuț. Da, ziceam, zic, dacă cumva ferească Dumnezeu pun bradul, îl dă jos. Sigur, sigur. E micuț, are, acum are 8 luni, aproape 9 luni, deja e motărlui, așa, da, și e gras și mănâncă și pofticios. Chiar acum a venit la voi, mama a făcut niște clătite și am mâncat o clătită întreagă. Cum ați mai văzut, mă Luca să mănânce, să mănânce clătite. Da, da. Da, voi dați mâncare. E foarte pofticios. Foarte pofticios. Are un cap mic, noi zicem prăsadă, îi zicem. Trupa ăsta e mare, are, când se așează și zici că e o prăsadă, da. Noi l-am filmat când era micuț, acum da. Îmi imaginez că arată altfel. Da, e greu, așa, când îl iai. Bun, Adriana, mai avem cam un minut și vreau să-mi spui care sunt scopurile tale pentru acest an. Ce vrei să obții și unde vrei să ajungi? Vreau să realizez acest spectacol. Asta e prioritatea. Să ne întâlnim sănătoși, să discutăm despre să cum discutăm a fost. Să discutăm despre cum a fost, da. Și cu mare drag vă invit să îmi fiți alături în ziua spectacolului și la Making of și când vom face repetițiile, să filmați și să vedeți toate etapele acestui spectacol. Și am foarte multe proiecte pe care vreau să le realizez. Cântece noi, și de muzică ușoară și de muzică populară, niște colaborări pe care am să vă spun ceva mai târziu despre ce este vorba. Și ușor, ușor, mă rog să fiu sănătoasă, să mă țină Dumnezeu sănătoasă și toți cei mei dragi, să vă văd pe toți sănătoși, să ne oculească pandemia și să nu mai avem necazuri de genul ăsta. Cu siguranță asta ne dorim cu toții, să fim sănătoși și da. Să scăpăm de năpastă. Dar dacă e să dai la o parte puțin muzica, dorința sufletelului tău, care ar fi? Ei, hey. V-am zis și în alte emisiuni, dacă îți dorești ceva cu adevărat, nu trebuie să știi nimeni. Așa că să știi, draga mea, că nu se îndeplinește. Îți pui și îți dorești din tot sufletul și te rogi la Dumnezeu. Dar dorești numai tu, da? Da, dar nu trebuie să știe nimeni. Da. Trebuie să ferești de ochii lumii. Așa, pentru că nu se îndeplinește. Este deja dovedit. Bun, avem încredere în sfaturile tale, mai ales dacă ai experimentat deja. Adriana, îți mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc, dragii mei. Mă bucur că am început anul cu tine. Te așteptăm. Doamne, ajută să fii într-un ceas bun și mă bucur că m-ați invitat să fiu eu prima. Da, și noi ne bucurăm și pășesc, avem aici un pic, cu piciorul trept. Un mic cadou pentru tine. Să rămână, mulțumesc așa. Foarte mult. Eu ție îți mulțumesc, luăm loc. Mulțumesc. Și ne vedem, sper, în martie după concert. Cu drag. Anul începe cu atenționări din partea astrologilor. Ce ne-au pregătit planetele, va afla reporterul nostru Iulia Deliu. Iulia, bună seara! Bună seara, Anișoara! Bună seara, dragi prieteni! Mercur retrograd își face simțită prezența în anul 2022, chiar de la început. Astrologii spun că această perioadă, care a început pe 14 ianuarie și se sfârșește pe 4 februarie, este una mai delicată. De aceea, cum spune o vorbă, informat, deci înarmat, în continuare alături de astrologul Sergiu Iordache, vom afla de ce este mai delicată această perioadă și cum ne poate afecta. Salutare, Sergiu! Salutare! Pentru început vreau să-mi explici ce înseamnă această perioadă Mercur retrograd și de ce este ea așa mai delicată. Da, Mercur în astrologie este asociat cu comerțul, transportul, activitățile de afaceri, informațiile și studierea. Pe perioada retrogradă toate aceste domenii de activitate sunt în cumpănă. Ele, activitățile devin mai frânează, într-un cuvânt. Am înțeles. Da. Și cum ne pot afecta? Cum ne pot afecta în cazul nostru? În primul rând afectează cumpărăturile. Acestea pot să se deteriore, în cazul în care avem ceva de achiziționat, riscă să se deterioreze rapid. Comenzile, să zicem, care sunt online, pot să întârzie sau în general să nu ajungă sau poate chiar să nu ne placă ceea ce achiziționăm, deoarece pe fondal mai este și Venusul retrograd, care și este în asociere cu obiecte, lucrurile frumoase, cu hainele frumoase și respectiv putem confrunta cu această situație. Alte, să zicem, domenii care afectează Mercur retrograd sunt negocierile. În aceste situații acordurile pot fi încălcate sau modificate ulterior.
Auzeam că nu se călătorește în această perioadă. Exact. Călătorii ne pot da tot felul de dificultăți. De exemplu, nu să mai dorim să ne mai întoarcem în același loc în această perioadă unde călătorim. Deci în această perioadă nu facem cumpărături și nu călătorim. Am înțeles. Bun. Dar ce putem obține bun din această perioadă sau ceva valoros? Ne putem întoarce la ceea ce am început anterior. Putem face o retrospectivă a ceea ce am executat înainte și să terminăm afacerile începute. La fel, putem să ne pregătim, să colectăm informații, date diferite pentru a începe, zicem, o altă activitate din momentul când va ieși Mercurul din retrograd. La fel, este o perioadă potrivită pentru curățare a organismului, de exemplu, diete, terapii naturiste, meditație este foarte potrivită, ne curăță mintea. Dacă e vorba și de curățenie, putem spune că este o perioadă oportună pentru a arunca gunoi, a face ordine în lucrurile noastre. Așa. Iată. Am înțeles. Bun, dar care sunt zodiile cele mai afectate de această perioadă Mercur retrograd? Sunt cele care însă și guvernate de această planetă. Aceștia sunt Gemenii și Fecioarele. Ele pot întâmpina dificultăți în activitățile lor, în dependență de domeniul lor de activitate. Să zicem, dacă sunt implicați în domeniul transporturilor, pot fi tot felul de perturbări aici, încălcări și mai departe. Dacă de domeniul informațiilor, să zicem, da, pot să ne scape informațiile, iarăși este necesar să nu ne încredem informațiilor în modul cum le primim, mai bine să le verificăm dacă sunt autentice sau corecte. Eu îți mulțumesc foarte mult, Sergiu. Important este că această perioadă se sfârșește curând. Îți mulțumesc pentru această discuție. Și eu vă mulțumesc și să aveți o zi, o săptămână frumoasă. Îți mulțumesc din suflet. Astrele să fie de partea dumneavoastră, vă urez celor de acasă. Vă salut cu drag, Anișoara, Alegătura. Iulia, îți mulțumesc! Anul lui a început cu o poveste, așa cum s-a încheiat de altfel și 2021. Proiectul Povestea de Iarna Lupilor a luat sfârșit, însă noi abia urmează să stăm la povești cu Alex Calancea. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bine v-am găsit în casă nouă! Da, bine ai venit! Tare mult te-am așteptat! Mult a trecut de la ultima noastră întâlnire. Nu știu, cred că au trecut vreo 2 ani, apropo. Probabil. La tine o trecurie pentru lui, nu observ. Da, da, corect. Bun, corect. Ziceam că a început anul cu această poveste care s-a încheiat acum de Sfântul Vasile, pe 14 ianuarie, cu un concert frumos la Cetatea Sorocii. Da, 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 da. A fost tare impresionante imagini, dar vreau să știu cum ai simțit tu acolo, cum voi, de fapt. Wow, cum am simțit întreaga perioada poveștii. Da, hai să luăm de la coadă. De la coadă. Dacă luăm de la coadă, adică de la capăt, o luăm de anul trecut, atunci când cu băieții de la Media Show Group am pornit așa, într-un entuziasm, un proiect de caritate, pentru că ne-am dat seama că pe timp de pandemie, noi artiștii totuși trebuie să ungem sufletele oamenilor și să-i uităm de greutăți, mai ales pe timpul sărbătorilor. Și ne-am dat seama că ne-am concentrat anume pe copiii de la Casa de Copii, pe bătrâni din aziluri. Dar am ținut neapărat să facem și unele concerte. Adică anul trecut a fost ca o probă, a fost online. Anul acesta sigur că ne-am propus ceva mai mare, mai ales că am avut în spate Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Culturii și împreună cu Media Show Group, care sunt profesioniști, chiar la un moment dat am vrut să fac un concept de poveste, ceea ce s-a întâmplat pe data de 25-26 decembrie la Palatul Național. Am fost foarte bucuroși că ambele săli au fost pline, au fost arhipline, s-au vândut toate biletele. Stai seama că și oamenii așteaptă. Da, nu, că e același spectacol, știi, și noi ne-am dorit, pentru că totuși era din fugă pentru conceptul nostru, mai ales că pentru mine a fost ceva nou, că am vrut să mă pun și din punct de vedere regizoral și ca scenariu. Bine, n-a fost mare scenariu, dar totuși am vrut să fie un fir, să fie un concept și
nu știu, ceea ce ne-am propus noi în acel spectacol, cred că ne-am reușit și ne pare foarte bine. Eu le mulțumesc celor de la Media Show Group, sunt unii profesioniști. Mulțumesc sigur că băieților mei din trupă, Lupilor, îi mulțumesc lui Guz, care a fost, în sfârșit a fost și din nou în gașcă, din nou o haită. Cu Guz am pornit proiectul. Guz da. Lupul ăla care e locul lui în Lupii. Numai că el și are cariera la București, familia e la București și de aia e dificil să vi se alăture. Da. Mulțumesc aparte surorilor Osoianu, care a fost acel fir frumos cu colinde în acest, în acest spectacol. Și spectacolul, de fapt, a fost doar începutul întregului proiect, pentru că, pe urmă, noi ne-am pornit în drumeții. Am avut, dacă nu mă greșesc, 10 drumeții, pentru că trebuia să fie mai puține, dar pe parcurs ne mai sunau unele case de... Alex, dar vreau să te întrerup, să nu trecem la drumeții, dacă tot suntem la Palatul Național și la spectacolele de pe 25-26. Dacă vorbim de acele două spectacole, trebuie să vorbim foarte mult. Da, vreau doar ca să vadă și cei de acasă ce s-a întâmplat acolo, sau măcar să intre puțin în această atmosferă, să vedem o secvență de acolo, după care să revenim la drumețiile noastre. Așa, după care au continuat sau au început drumețiile, din ce am mai văzut pe pagina ta de Facebook, voi ați prins și zăpadă și a fost poveste. A fost chiar o poveste întreagă, pentru că, după cum spuneam, a fost și acea pregătire a întregii drumeții, care durează vreo 2 luni, de logistică, de tot ce ați văzut în acea scenă. Au lucrat foarte multă lume, începând de la luminist până la sunetist, și trebuia, totuși am vrut să schimb conceptul ăsta de concert. Concerte cu zăpadă, concerte luminoase, am vrut de iarnă, dar să fie ca povestea a Lupilor,
străbun, dar până la urmă acel fiu de dac să crească, pentru că a fost Lupușorul Stelian pe parcursul întregului spectacol, care el e visul lui, de fapt, el ne visează pe noi și noi intrăm în interacțiune, îi arătăm toată zestra noastră folclorică, colindele ce ține de seara de Crăciun. Pe urmă mai trec vreo câteva zile și îi arătăm ce ține de obiceiurile de nuntă. Pe urmă pe 31 îi arătăm obiceiurile mai păgâne, capra, căluțul, jocul brăduțului, ca apoi el să cânte cu noi Pânică frumoasă, o superbă piesă cândva cântată în filmul Tunul de lemn, compusă de Andreta Mazlăcaru pe versurile marelui Grigore Vieru. Și după aia el se transformă cu noi în lup și cântă împreună. Deci a fost chiar o poveste interesantă, destul de istovitoare pentru mine, pentru că a fost o perioadă mai complicată a mea, și, dar m-am regăsit foarte bine și m-am, știi cum, rănile mele mi le-am, prin muzică mi le-am tămăduit. Pentru că, din păcate, la sfârșitul noiembrie am pierdut-o pe mama, a decedat, da, și taman atunci eram în acea poveste, eram în regie, în tot ce și m-a ajutat foarte mult, mi-am adus aminte cum taicul meu povestea poveștile când lângă balta lui Calancea, unde trăiam noi, el vedea lupii și la dânsul le se ridica părul de pe mâini. Fix aceeași chestie am vrut și eu, ca văzând oamenii această poveste la Palatul Național să aibă fiori, da, și mi-am adus aminte de toată copilăria mea, de poveștile mamei, și m-a ajutat foarte, foarte mult, pentru că chiar am simțit-o în acele două seri, că ea a fost alături și le-am dedicat aceste două seri în memorie. Pe urmă ne-am pornit în drumeție. O drumeție lungă, pentru că trebuia să fie... Dar cum arată asta? Scuze că te întrerup, dar cum arată tu? Cu microbuze, cu ce mergeți? Cu autocar? Da, trebuie da. Să încarci toate chestiile alea. Voi aveți și instrumente, și costume. E complicat. E complicat pentru că e mult recuzit. Chiar era o poză câtă lume mergea într-o drumeție, undeva la 20 de oameni. Deci, începând de la băieții de la Media Show, ei plecau înainte, pregăteau ce ține de logistică cu direcția, să vadă că păstrăm distanța, că toată lumea e în mască, că noi veneam cu microbusul și ieșeam din microbus direct pe muzică, îmbrăcați în straie, cu cadouri, foarte multe cadouri au fost duse, și electrocasnice și nu știu, tot ce sigur că era din timp sunat, și întrebați oamenii că de ce au nevoie, pentru că poți să duci câteodată un cadou, dar el să nu-l folosească. Noi neapărat am ținut ca să fie să fim de bun folos la toată lumea. Și ținea acel mini spectacol de jumătate de oră, pentru că cam la toate s-a nimerit și un ger așa bun și vânt, dar să știi că asta a fost element din poveste, n-ai cum. Da, energia copiilor, energia bătrânilor la casa de bătrâni. Da, dar uite, ăsta este un subiect aparte pe care am vrut să-l discutăm, dacă este detașez de muzică și văzând atâtea fețe, știi, poate cu totul alt fel de preocupări decât ale noastre, celor care au un trai decent, care, uite, copii care au părinți, ok, care totul aparent e în ordine. Eu presupun că te duci în locurile astea și primești și o mare lecție de viață, nu? Da, sigur. Noi, după Orhei, toată echipa, deci a fost pauză până în Chișinău, pentru că acolo erau copilași cu dizabilități, erau copilași care se trăiau în patru, dar erau atât de activi, eu le-am dat să interacționeze cu toba, cu fluirul, cu tot. Erau într-atât de curioși, entuziasmați și la un moment dat am devenit toată lumea haită, făceam toți ca lupii. Nu, era... chiar am vrut ca să... și ai mei și lupii să guste din
alt fel de viziune, dar copiii, sigur că am vrut să le ducem povestea, în primul rând, să mergem, pentru că, după cum spuneam, la un moment dat trebuia să fie vreo 8 drumeții, dar au mai apărut pe parcurs și noi, desigur, că am mers la toate, pentru că ne-am dat seama că e un lucru, după cum spuneam la început, noi artiști și mai ales pe timp de pandemie, totuși suntem medici ai sufletului, unde ducem bucurie, unde ducem și mai promovăm și folclorul. E o parte foarte, foarte importantă, pentru că acel căluț care este jucat în poveste de iarnă, este făcut de taică-miu în 1989 și a fost jucat de toți ficiorii, de Oleg, de Iuri, de mine, de Vasile. Noi, la rândul nostru, le-am dat și ficiorilor noștri și l-a jucat toată lunca Prutului, de Movilin, Cuhnești, Clococeni, satele alea. Acel căluț a fost jucat și eu am ținut neapărat ca nume acel căluț să-l aduc. Și apropo, toate straile alea, alea sunt încă vechi. E din material din ăla care aveau bunei și asta ține sute de ani. Da, asta deja e tezaur. Da, și acest căluț anul ăsta a făcut parcursul întregii Moldove, de la sud, chiar am fost la sud, de la Cahul, încă vreo 60 de kilometri și până la nord, până la cetatea Soroce. Las că asta e rostul calului până la urmă. Sigur. Să ducă. Și al lucrului. Și al lucrului, evident. Nu, da. A fost un proiect chiar de poveste. Din nou, aduc mari mulțumiri Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Culturii, domnul Serge Prodan, că a avut încredere în acest proiect. De fapt, noi proiectul l-am lansat la minister din septembrie. Cum nu mai am terminat Festivalul Lupilor, l-am lansat pentru că ne-am dat seama că după feedback-ul de anul trecut, ne-am dat seama că e foarte obositor, dar atunci când privești în urmă și când vezi copii zâmbind, la casele de bătrâni cam 50 din ei plângeau. Deci așa să vorbim, pentru că îmi dau seama că își aduc aminte de copilărie, își aduc aminte de... Dar e un plâns din ăsta major, să-i spun așa. E un plâns înălțător, e un plâns care dă speranțe. Nu e un plâns de la că, uite, că se termină totul. Și ne-am încărcat foarte, foarte, foarte bine, cu toate că ne-am obosit. Da, oboseala trece, dar emoțiile astea și amintirile frumoase rămân. Concertul de la Soroca, din nou, foarte, foarte special. În ziua aia a fost un vânt foarte puternic. Din păcate, internetul puțin era mai slab, pentru că toate cele mai importante concerte le-am dat și pe Facebook. Dar acolo e altceva, e o încărcătură aparte, e un acea cetate. Locul e destul de, nu știu, ne-am simțit superb, ne-am simțit chiar lupi acolo. Da, Alex, trebuie să încheiem și vreau să te felicit pentru acest proiect. Stai că eu nu am venit din moment ce sunteți la Casa Nouă, v-am adus și un cadou. Este un vin muzical, e al doilea vin muzical Alex Calancea, ăsta e un Sauvignon Blanc. Și acum nu știu să-l deschidem sau nu. Puteți să deschideți sau nu, dar cea mai importantă chestie, de ce spun că muzical? Da. Pentru că aici când scanez acest cod, apare muzica, revin și ascult muzica. Super. Alex Calancea. Mulțumim tare mult, e o Alex. Invenție al lui Marin Mariu, un băiat de ce de la noi și chiar... Parcă ești un actor de la Hollywood aici. Serios. Știu, uite că avem și noi un cadou din partea partenerilor noștri pentru tine. Mulțumesc tare mult pentru prezență și te mai așteptăm cu drag. Mersi. Mulțumesc mult. Dacă pentru majoritatea vacanța de iarnă s-a încheiat, a ei e în toi. Mergem tocmai în Sri Lanka și o salutăm pe Corina Muntean. Bună seara, Corina! Bună seara, Anșoara! Dar unde-i plaja? Unde-s palmieri? Unde-i oceanul? De ce te afli într-o cameră de hotel sau de ce e acolo? Pentru că aici este orele 10, noi suntem la 3 ore jumătate distanță și este noaptea. Aș fi vrut ca să vă arăt un pic din toată frumusețea acestei țări superbe, doar că fusul orar nu coincide tocmai cu ziua.
Dar las că și nopțile sunt superbe și din potrivă poate era mai romantic să ne vedem pe malul mării printre luminițe, cine știe. Bun, dincolo de asta, Corina, înțeleg că ai ales pentru a doua oară această țară ca destinație de vacanță și vreau să-mi zici de ce. Pământul e mare, mai aveai locuri pe care să le descoperi. Așa este, să știi că după experiența din Statele Unite, atunci când am fost de două ori în aceeași locație, Niagara, New York, Washington, am zis că nu o să mai fac, nu o să mai repet experiențele, pentru că prima experiență nu se compară și vreau să o las așa cum am descoperit-o de fapt. Uite că în cazul Sri Lankei a fost diferit. Nu am nicio explicație, dacă sincer, doar dacă mă duc un pic mai adânc la starea pe care o am în această țară. Este ceva de neexplicat, pentru că mă simt atât de bine. Conectez cu absolut tot ce se întâmplă, iar ceea ce este prin prejur nu este tocmai ceea cu ce noi suntem obișnuiți. Nu este o țară curată sau nu este o țară așa cum ne-am obișnuit noi să trăim chiar și în Republica Moldova, unde avem cumva condiții foarte bune de lucru, de trai. Însă conectez cu oamenii, conectez cu natura, cu energia, cu absolut tot ce se întâmplă aici în această țară. Dar tu te duci, de fapt, să faci plajă, să, cum ziceam eu, să vezi palmieri un alta sau te-ai dus pentru altceva? Pentru prima dată eu am venit aici și eram într-o vacanță pasivă, atunci când doar am stat pe malul oceanului și am avut doar două zile de excursie. De această dată am venit cu un grup organizat și am putut să descoperim țara, practic toată țara, pentru că am călătorit de la nord la sud, iată acum suntem practic la sudul țării, unde este foarte cald, însă de această dată am putut să interacționăm foarte mult cu localnicii, am fost pe toate vârfurile acestei țări, pentru că este atât de bogat în peisaje și în experiențe, că nu cred că 15 zile sunt suficiente. Astăzi suntem în ultimul hotel, mâine plecăm spre un alt hotel, spre sud, mai săvrăm două zile de plajă și apoi mă întorc acasă. Dar povestește-ne, te rog, ce s-a întâmplat cu maimuțele, că am înțeles că ai avut parte de o experiență. Știi cum, dacă nu o tratezi cu umor, atunci îți vine să plângi. Deci înainte să plecăm într-o excursie, colega de cameră cu care eram își scoate pașapoartele și le pune pe pat și zice, nu o să am nevoie de ele, le las în cameră. Eu nu sunt un om sceptic, dar prefer să nu am experiențe de genul că rămân fără pașaport sau bani într-o țară atât de departe și zic, te rog să le iai, uite, eu iau o geantă, pune-le la mine în geantă. Ei bine, toate bune și frumoase, am mers, am călătorit, ne-am simțit bine. La reîntoarcere, vedem la holul hotelului că este plin de fum, deci aceasta a fost prima stare de alertă că ceva s-a întâmplat sau că a luat foc ceva acolo. Ne-am urcat sus, la care domnul de la recepție ne întreabă cine stă în 327 și zicem noi. Și zice, ați avut un incident neplăcut, au fost maimuțele în cameră. Noi nu l-am crezut, credeam că glumește. Deci când am intrat în cameră, era totul ca după un jap, deci hainele erau împrăștiate. Așa noi am lăsat niște snack-uri, aveam bomboane. Seara am deschis un pachet de bomboane bucurie și am gustat câte una. După care aveam snack-uri pentru că era primul hotel în care ne-am căzat de la avion. Și plus mai aveam niște mâncare de-a lor locală, ne-a servit cineva. Și să vezi că au mâncat tot ce era din Republica Moldova, iar cei ce era local au lăsat sosul pentru că nu le-a plăcut. Și cel mai curios lucru este faptul că ele sunt deprinse cu un asemenea fenomen, pentru că geamul nu era deschis ca ele să vadă că pot să intre, deci ele se urcă, încearcă toate ferestrele și unde este deschis, acolo intră. Deci atât de tare m-am amuzat, pentru că și acum facem glume pe seama asta și am zis că eu acest costum, pentru că pe haine erau toate urmele lor, deci ele, vă dați seama, deci noi după asta discutam că ne imaginam cumva după asta, că ce zice, a intrat una, a văzut că este și le-au chemat pe toate celelalte și au făcut în parte. Au văzut bomboane bune și au venit cu toate. Mai aveam și un coniac, colega îl luase și zic, dacă nu le-au dus capul să-l ia. Încercam să vedem dacă n-a lipsit ceva și ne-am uitat pe geam și mi-au luat un crem, dar n-au putut să-l deschidă și l-au scăpat acolo. Așa că asta a fost tare amuzant, doar că în cazul nostru s-a soldat doar cu niște zâmbete și cu o experiență extraordinară, dar să fi avut niște acte, cu siguranță cred că le luau. Pentru că ele sunt foarte curioase, noi le întâlnim sigur că da, da. Tot. Nu întâmplător este comparația cu maimuța, adică vine de la ceva. Bun, Corina, nu mai avem mult timp și vreau să ne spui așa, vreo trei chestii care te fac să revii mereu în Sri Lanka. Ce e frumos acolo și ce e mai puțin frumos? Ce nu ți place? În primul rând, energia acestui loc ca țară. Doi, oamenii.
mai nou, am descoperit câinii de această dată care sunt atât de plăpânți și atât de blânzi. Și am făcut tangența pentru că la noi cumva avem o societate mai agresivă, iar asta se vede și prin animalele pe care le avem, pentru că și oamenii sunt. Indiscutabil fructele, mâncarea. Deci eu am doar lucruri faine care să vă zic, experiența cu transportul lor local care este, plus interacțiunea și fericirea oamenilor cu care trăiesc, pentru că asta nu putem să găsim noi acasă. Noi suntem prea agitați, stresați și eu după 10 zile mă văd foarte schimbată și mai luminoasă. Bun, că m-am și odihnit foarte mult, ceea ce este mai puțin plăcut, iar cei care își doresc o experiență exotică nu trebuie să se aștepte la confort, lux. Cu siguranță le întâlnesc, dar dacă merg într-o asemenea călătorie în care, într-o asemenea o țară, nu trebuie să aibă așteptări că vor găsi condițiile europene ca acasă. Iar dacă ai deschiderea ca să primești lucrurile asiatice așa cum ele sunt, experiența este de neuitat. Așa. Corina, îți mulțumesc tare mult! Vacanță frumoasă în continuare! Te pupăm! Te așteptăm la Chișinău! Mulțumesc tare mult! Seară frumoasă! Mulțumim! Iar noi discutăm în continuare tot despre vacanță, doar că ne întoarcem la iarnă, munte și zăpadă. Impresiile de la schi le împărtășește în continuare gazda emisiunii Ai Sănătate, Vlada Mardari, pe care o rog să vină lângă mine chiar acum. Salut! Uite cum te întâmpin, draga mea! Te rog să iei loc aici pe canapea, te-am așteptat și mi-au și eu locul frumușel pe... Stai că eu trebuie așa, da. Am nevoie așa. Ai nevoie, de, da? De un pic de timp să mă uit așa. Să te lăsăm așa? Este wow, felicitări pentru acest nou studio, pentru această nouă casă, O Seară Perfectă. Sper că aici să se simtă lumea la fel de confortabil cum a fost și până acum, că așa cred eu că era confortabil. Era, știi cum era, mic, dar era nostru. Energia este cu siguranță aceeași, e o energie bună, e o energie din asta foarte primitoare, caldă. Și îmi plac aceste culori pentru că te duc cu gândul la mare, la, știi, apa aia turcoaz. Marinul ăsta. Ne simțim așa, ca la plajă. Da, cum să nu-ți placă ție că vii odihnită de la munte, de la schi, odihnită sau obosită, ia zi. Păi, odihnită moral, fizic mai puțin, pentru că am făcut un efort fizic așa, tare bun. Cine face schi știe că, după, mai ales dacă nu faci mult timp și după ce ai plecat la schi o zi, a doua zi ai febră musculară. Da, am venit acasă cu niște dureri, mă dureau absolut toți mușchii, dar... Vezi? Dar tu sală. Și asta este mișcare până la urmă, și asta este un sport și de ce nu foarte mulți oameni fac, ăștia care sunt suficient de norocoși încât să se afle aproape de munți, unde este zăpadă, fac practică schiul ca și formă de mișcare. Da, voi ați și prins zăpadă din plin. A fost, cum ai scris tu acolo într-o postare, poveste adevărată. A fost superb. Chiar acum mă uitam la niște prieteni pe stories că sunt acum acolo și mă uitam... La Bucovel voi ați fost. Am fost la Bucovel și mă uitam că și acum ninge. Acum, exact în acest moment, ninge la fel de frumos ca în povești. Știi, acolo este așa, e un orășel, sătuc orășel așa din ăsta pentru schi. Dar în afară de pârtii și partea asta cu schiatul, te simți așa cumva foarte izolat, foarte departe de civilizație, da, și sunt toate căsuțele astea cu lumini, e ca în povești, chiar ca în povești. Da, și ai revenit la schi după o pauză de 5 ani, cam atât. Că asta a fost, că ai fost însărcinată, ai născut copil din cauza asta? Da, înainte de asta mergeam cam în fiecare an, chiar și de două ori pe an se întâmpla. Mergeam neapărat, schiam, deja soțul meu a învățat pe snowboard, ceea ce e mai complicat. Însă eu așa, îi dau cu schiurile și mi-era foarte dor, evident, sarcină, după aia lăptare, bebe și așa mai departe. Și nu am fost la schiat o perioadă și mi-era atât de dor de senzația asta când plutești așa pe pârtii, așa știi, în ritm de dans și ninge frumos. Da, dar tu ai încercat și pista neagră, nu? Da. A fost prima dată acum? Sau mai încercat? Am mai fost, dar bine, mai bine de 5 ani în urmă. E ca prima dată, da? Este o frică, este așa o senzație de nedescris, pentru că, deci ca să înțelegi ce înseamnă o pârtie neagră, când ești în vârful acestei pârtii, tu efectiv nu vezi pârtia și nu vezi valea, tu doar vezi limita, știi? Și este chestia asta că te gândești să mă duc, să nu mă duc, să o fac, să nu o fac. După care te pornești așa încet și îți dai seama că nu e chiar atât de înfricoșător cum pare. De sus pare extrem de... Știi? Degeaba e neagră, nu? Nu te gândești și tu, băi, am de crescut un copil acasă. Păi bine, asta a fost cam în ultimele zile. Deci la început am mers mai întâi pe alea mai ușoare, mai simple. Am văzut că e ok. E ca mersul cu bicicleta, știi? Da, vrei mai mult, mărește viteza. Foarte ușor. Da, dar credeam că va fi mai complicat, dar foarte ușor îți reamintești de... E foarte simplu, de fapt. Și am înțeles
gândesc că, păi stai un pic, deja pentru mine pârtile astea albastre, roșii... Un joc de copii, nu? Da, da, da. Ca chestii de adulți. Și apropo de adulți, voi ați fost doar adulți, că ați lăsat fetița acasă. Da, am stat mult la gânduri și ne gândeam chiar să o luăm, să nu o luăm, dar bine, pentru copii acolo sunt activități, sania, chestii, dar... Fetița noastră e așa, mai gingașă și ea nu stă foarte mult afară, că zice că e frig și vrea acasă și atunci am înțeles că nu e locul de mers cu ea. Și a rămas cu bunicii? Da, ea a rămas cu bunicii. Ea e obișnuită pentru că noi avem tendințe să mai mergem așa pe câteva zile cu soțul și de asta ea a rămas cu bunicii. Dar ce am vrut să zic referitor la purtea neagră, deci am avut o fază interesantă, soțul îmi zice, hai să ne luăm la întrecut, la întrecere. Pe pista neagră? Da. Bun loc, vă zic. Pentru că pe snowboard, el merge pe snowboard. Pe snowboard este mult mai complicat și nu poți să-ți iei așa o viteză mare ca pe schiuri. Pe schiuri te-ai dus înainte și mergi repede. Și efectiv toată vacanța eu mergeam pe schiuri, mă opream și hai, unde-i Tudor, că n-am ce faci, trebuie să-l aștept, asta-i. Și de data asta a zis, uite, eu merg mai încet că sunt pe snowboard, tu pe schiuri, hai să ne luăm la întrecere. Și am făcut-o și pe asta ne-am luat la întrecere, eu credeam. Deci am coborât de acest deal care e foarte abrupt și deja mai spre vale, eu văd că totul e bine, bine mersi, am ajuns, îl văd pe el, îl întrec și în viteză așa, când am căzut odată de-a binele, mi-am avut și vânătaie. Deci nu s-a trecut fără din asta, dar te-ai întors așa cu schiul, cum vedem în film. Am căzut așa, exact așa cu fața înainte și noroc că aveam ochelari de protecție care m-au salvat, Dar am avut așa. Te-ai lovit de ce? Păi, efectiv, în zăpadă. Am căzut cu fața în zăpadă. Și vânătaie de la zăpadă? Da, de pentru la că lovitură. A fost impactul, da. Unde era viteza mare. Că nu e pe față. Am avut aici o vânătaie. Dar noi că mie le avem produse de make-up. Nu, acum deja a și trecut. Bine, oricum, nu pot să zic că a fost foarte grav. Dar, așa, ca fapt divers, uite că și la vârsta noastră, deja fiind părinți, intrăm în mintea copiilor uneori și facem astfel. Dar știi că sufletul nu bătrânește niciodată. E important să nu creadă lumea că te-a bătut bărbatul, dar restul că ești cu vânătaie sub ochi. Nu cred că... Bun, acolo au fost sărbătorile sau Revelionul acasă? Nu, aici am făcut Revelionul, asta a fost după Revelion. Păi noi am zis că trebuie să mergem neapărat acum în perioada asta cât sunt sărbătorile, pentru că am prins acum acest moment când putem să ne sincronizăm pe de o parte, dar pe de altă parte nu am luat în considerație că foarte mulți s-au gândit exact ca noi și a fost extra plin, foarte mulți moldoveni, ucraineni, români, de unde care vrei, a fost foarte aglomerat, dar bine, noi deja știam la ce oră să mergem, unde să, când să ieșim, deja știam cum să evităm mulțimile, în schimb, natura și vremea a fost de partea noastră, superb, e aproape, evident că foarte mulți moldoveni pleacă, că e cea mai apropiată destinație din asta de poveste și Brașovul, bine, e aproape. De asta recomand celor care vor să simtă iarna așa ca la care. Da, am înțeles, cei care au ales România totuși după Revelion n-au prins zăpadă și așa că a fost pentru voi o alegere norocoasă. Și e și mai scumpă România. Da. Și mai... Dacă ar fi pentru tine să alegi, tu ești și o mare amatoare de apă, de plajă, munte sau mare totuși? Nu știu, dacă ar fi să trăiesc toată viața și ar trebui să aleg doar, aș alege marea. Dar bine, cel mai varianta perfectă e combinația de munte și mare împreună. Ei, da, așa, e minunat, tot în combinație, e absolut superb să avem de toate câte un pic. Păi, sunt foarte multe locuri din astea. Noi, apropo, alegem, de asta ne place Grecia. Sunt și munți și mari. Așa, bun. Și dacă tot ne place să avem de toate, ne place să fim și sănătoși și Vlada ne ajută sau cel puțin ne îndrumă sâmbătă de sâmbătă. Uite că vine și sâmbătă asta, ai avut și tu o mică pauză, sunteți gata, forțe noi, e gata la treabă. Da, noi am făcut o listă întreagă de subiecte, tematici, idei, invitați, oameni, medici, specialiști, nutriționiști, antrenori. Avem foarte multe idei. Adevărul e că mă bucură foarte mult să văd din ce în ce mai mulți oameni implicați în promovarea unui mod sănătos de viață. Și de asta și mă bucură faptul că acești oameni sunt foarte receptivi și când aud de o emisiune care promovează sănătatea, mereu zic, da, sigur, venim, ce trebuie, reportaj, facem. Foarte frumos. De asta idei avem foarte multe, sâmbătă asta inclusiv vă așteaptă o ediție cu multe informații, atât din medicină, sănătate, dar și din lifestyle neapărat, pentru că noi ținem foarte mult să punem accent pe prevenire. Ca să nu ajungi acolo să te doară, trebuie să previi. Am înțeles, Vlada, îți mulțumesc tare mult și uite aici ai și un mic cadou din partea partenerilor. Foarte drăguț. Bine ai venit la noi acasă, te mai așteptam cu drag. Mersi. Probabil că ați observat că nu suntem singurii care au parte de o atmosferă nou-nouță. La fel se întâmplă în studioul în profunzime, dar și la știrile Pro TV. Reporterul nostru, Marina Chitoroagă, ne arată noutățile. Marina, bună seara!
Bună seara, Anișoara! Bună seara tuturor! Într-un an nou, totul este nou și nu doar în căsuța noastră a Seriilor Perfecte, ci și cu un etaj mai sus, adică aici, în platoul știrilor Pro TV. După cum vedeți, totul este de un albastru foarte intens, spectaculos noul decor. Mai multe despre el aflăm însă de la prezentatoarea știrilor Amezii, Iuliana Maranciuc. Iuliana, bună seara! Te salut și pe tine, Marina! Te salut și eu! Stai, cu ce să încep? Cu o masă, cu balustradă, cu scaun, nu știu cu ce să încep. Zi-mi, te rog, cum ți se pare noul decor? Totul este nou aici. De fapt, în afară de noi, prezentatoarele, ce este nou? Spuneam, balustrada este... Noi am râs mult, de fapt, de apariția ei, cu colegii în redacție. Glumeam că o să dansăm aici, să o să facem exerciții de dezmorțire când va fi știrea prea lungă. Mi-amintește balustrada asta de filmul Titanic, știi, de scenele alea din Titanic. Poate o să facem și o să repetăm acele scene, o să vedem. Și ce? Ce mai avem? Avem... Totul este modificat. Mie masa îmi place cel mai mult, pentru că nu trebuie să mă chinui, să am grijă ca umerii să fie la un nivel, pentru că cealaltă masă era, o parte a miezii era mai ridicată, alta mai jos și trebuia să am grijă mereu de poziția spatelui, dar acum este dreaptă, așa că mă simt tare bine aici. Să știi că și forma mesei este foarte interesantă, așa ca un ochi atot văzător. Așa, unica ce nu s-a schimbat aici în studioul știrilor sunt știrile, care au rămas la fel veridice, echidistante și mereu cele mai noi și cele mai proaspete le aducem aici din studio. Acum zi-mi, te rog, dacă e confortabil scaunul, că data trecută ziceai că ai probleme de spate. Scaunul, da, este ok, probabil. Dar să știi că este prima zi. Astăzi a început, este primul jurnal de la ora 13 din acest an și este primul meu jurnal noul studio, nou acasă, așa că n-am reușit să le încerc pe toate, dar parcă mă simt bine. Pe lângă asta avem și un ecran acolo, știi? Știi de asta? Da, tu îl vezi? L-am văzut, dar nu-l văd. Am văzut când am intrat, dar nu am fost atentă ce este scris acolo. Telespectatorii cu siguranță văd ce este acolo și sper că lor le place, nouă ne place, sper că și telespectatorilor le place noua noastră casă. Eu sunt sigură că le place, dar știi ce cred eu? Că toate aceste schimbări au fost făcute special pentru tine. Așa. Cu un motiv anume. Te-ai prins? Nu. Care-i motivul? Nu. Eu sper că așa este, dar nu știu din ce motiv. Păi uite, să-ți amintesc eu că dacă tu pe o vârstă nu mai știi, acum 4 zile pe 13, așa, corect, a fost sărbătoare mare. Iuliana noastră a împlinit câți anișori? 18 plus. Uite că și vocea mi-a răgușit de la această minciună. Voce de 18 ani. Da, e 18 cu codiță. Bun, la mulți ani, draga mea, tot binele din lume ți-l doresc. Zi-mi, te rog, cum a fost ziua ta? Foarte intens a fost, ca și această nuanță de albastru. Am petrecut-o la muncă. Ai muncit și de ziua ta. Evident. Păi asta e sărbătoare, să vii la muncă. Bine, am fost la filmare și apoi la altă filmare, după care în redacție puțin am sărbătorit cu colegii. Ei mi-au urat la mulți ani, eu m-am simțit bine, dar distracția n-a durat mult, evident. În redacția știrilor nu poate fi vorba de multă distracție și veselie. Am trecut repede la treabă. Așa, dar zi-mi, te rog, ce cadouri ai primit, că de zi de naștere se primesc cadouri. Da. Colegii mi-au dăruit un buchet de flori foarte frumos, pentru că mie îmi plac florile și mi-au urat mulți ani și sănătate, ce este foarte important, mai ales în această perioadă. Bun, dar lasă tu colegii, ia zine de cineva mai aproape de sufletelul tău, așa. Ce ți-a dăruit, nu știu, să zicem, iubitul tău, Dumitru Mățu, să zicem așa? Mi-a dăruit toată dragostea lui. Bine că el face asta în fiecare zi, dar ziua de 13 a fost puțin mai specială, pentru că mi-a răbdat toate mofturile și nu mi-a spus nimic și mi-a dăruit toată dragostea lui pe care o are și pe care nu o are tot. A luat și de la mine un pic. Și ok, dragostea e dragoste, sănătate e sănătate, urări de bine și așa, dar ceva pe care să pui și tu mâna, nu știu, ceva mai... Da, de luat în mâini. Lucruri materiale, întreb. Evident că am primit și de acest gen daruri, dar nu știu cât sunt ele de importante sau dacă sunt foarte importante. Evident că, ca orice femeie, ador cadourile și îmi plac și le apreciez, dar cel mai important este să îi avem pe cei apropiați sănătoși alături. Și asta și-am primit de ziua mea. Am fost cu familia mea, am petrecut mult mai mult timp decât facem de obicei, pentru că ultima perioadă nu prea reușesc, fiind mai mereu la Pro TV. Și acesta este cel mai frumos cadou pentru acest an. Bine, dacă tot nu vrei să ne zici ce ai primit, ok, bun. Dar am văzut eu pe Instagramul tău că Dumitru Mățu, iubitul tău, a scris și un mesaj foarte, așa, foarte intrigant, că ne-a lăsat pe toți așa... cu niște gânduri.
Zici tu despre ce e vorba sau o spun eu? Îmi amintesc că mi-a spus la mulți ani, restul îți spun la ureche, corect? Da. Corect? Da. Care este acel rest spus la ureche? Bine, ca asta rămâne între noi. Nu ne place așa să dăm puțin pe pier pe rețele de socializare, ci deja ce rămâne între noi, rămâne între noi. Pentru că deseori suntem întrebați de relația noastră, de asta și nu spunem prea multe detalii. Dar măcar un mic indiciu, cât de mic, mic, așa, foarte mic. Mi-a spus despre dragostea lui, mi-a șoptit la ureche cuvinte de dragoste și atât. Iuliana, pe zi ce trece, ești tot mai profesionistă în treaba pe care o faci. Prezentatoare de știri, n-avem. Da, bine că relația personală trebuie să rămână probabil între două persoane și nu trebuie să știi prea mult. Și așa îmi pare că prea mult vorbesc despre asta și prea multe povestesc. Da, exact, de asta știm toți foarte multe. Bine, eu îți mulțumesc tare mult, îți doresc încă o dată la mulți ani și să știi că te așteptăm și la noi, să vezi și la noi cât este de frumos că am schimbat și noi acolo, am făcut schimbări radicale, să știi. E tare frumos. Da, am văzut evident că am trecut și am tras cu ochiul și neapărat o să vin, aștept invitația și aștept să încerc noua canapea, să văd pe anișoara în noul decor, cât de bine arată ea acolo, că de ce arată tot timpul bine. Gata, ai promis că vii, te-am prins, te așteptăm. Până atunci, anișoara, ai legătura. Mulțumesc, Marina, atât pentru prima emisiune din acest an. Ne revedem mâine la aceeași oră. O seară perfectă, vă doresc și o săptămână cu mult spor. La revedere!